Anul trecut, la Palatul Copiilor din Târgoviște s-au înscris peste 1250 de copii dorniți să învețe ceva nou. Instituția a avut întotdeauna rezultate extraordinare, tinerii obținând premii la olimpiade naționale și internaționale în domeniul artei textile, dansului și muzicii. Copiii se pot înscrie în perioada 13-29 septembrie, între orele 9-18 de luni până vineri, la sediul unității, respectiv la secretariat. Deschiderea oficială când va avea loc? Deschiderea oficială a cursurilor va avea loc în data de 30 septembrie, ziua porților deschise, între orele 9-18. Ce vârste trebuie să aibă copiii? Copiii înscriși la cercurile care frecventează la Palatul Copiilor au vârsta cuprinsă între 4 și 19 ani. Anul trecut au fost înscriși peste 1250 de elevi. Unii elevi au frecventat chiar 2-3 cercuri. Cele mai multe cereri? În ce domeniu? Cele mai multe cereri au fost pentru pictură, pentru dans sportiv, gimnastică aerobică. Și anul acesta avem cerere nouă și număr mai mare pentru engleză. Cei care doresc să se înscrie la cursurile oferite gratuit de Palatul Copiilor trebuie să depună o cerere și o copie a certificatului de naștere. Data limită de înscriere este 29 septembrie.